Hai, salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de FS23 pe acest canal. Ei bine, fraților, suntem din nou aici în joc și bineînțeles că astăzi, după cum ați văzut și în titlu, o să vă arăt cum să umpleți semănătorile, bineînțeles prierele, o să vă arăt și cum umpleți cisterna cu apă, pentru că m-a întrebat un abonat și am zis să vă arăt și chestia asta, așa că haideți să trecem la clip. Avem $1,5 milion de dolari și o să cumpărăm tot ce ne trebuie. După care o să venim și o să vă arăt cum se fac toate chestiile astea. Faza cu apa, nu știu nici eu momentan, o să aflu și eu odată cu voi în acest clip, așa că lăsați acolo un like și hai să trecem la episod. Bineînțeles, am dat puțin grafic aici să se vadă frumos, să fie frumos pe video așa. Și am schimbat-o, am schimbat limita de FPS-uri pentru că era limitat jocul la 30, acum l-am limitat la 60 și văd că merge mult mai bine, nu știu care este treaba, habar n-am. Bineînțeles că încă s-acadează, dar în unele zone merge mult mai bine. Hai să intrăm în shop, în showroom aici și să vedem ce cumpărăm. O să cumpărăm un tractor, cred că tot de la medium, o să cumpărăm ceva, dar nu știu ce tractor să luăm. Aș lua acest, nu fast track, habar n-am, nu știu ce tractor să cumpăr de aici. New Holland. Hai să luăm acest Landini. Ok, luăm Landiniul. Așa, ne trebuie o semănătoare. Hai să vedem. Mașina de plantat. Hai să luăm, o luăm pe asta mai mică. Ok. Așa. Ce mai luăm? Mai luăm un sprayer. Îl luăm pe ăsta. Ok. Și mai luăm cisternă cu apă. Dar nu știu unde le găsim, sincer. La Animal Soare. Transport de animale, nu. Abar n-am, nu știu unde le găsesc, stați puțin să mă uit pe aici. La remorci. La remorci avem doar trailerele. Ok, aici avem remorcile astea. Chiar nu știu unde le găsesc. Stați puțin să văd eu aici, la animals. A, aici la animals. Hai să o luăm pe asta, pentru că pe asta o avem. Ok, și cam astea sunt utilajele. Deci 297.000 de dolari am dat pe ele. Da, deci aici tot am lag, deci n-am nicio treabă, n-am ce să-i fac. V-am mai zis să-mi cer scuze pentru grafică, dar telefonul e slab și nu duce cum trebuie. Dar v-am zis care este situația în celelalte clipuri. Bun, hai să vedem. A, ni s-a pus și în față atașamentul. Bun, hai să mergem. Chestiile astea, din câte știu, în FS20 puteai să le activezi, să le poți cumpăra din shop, să nu-ți apară automat în față greutățile și unele utilaje, cum este acest rezervor. E ciudată direcția, când are greutate multă pe spate, parcă direcția se învârte în aer, așa, în gol. Cel puțin așa se simte. O, arată bine tractorul ăsta înăuntru, sincer să vă zic. Și să-i dau eu mai ușor ca să nu sar după asfalt pe aici să fac vreo prostie. Și da, băieți, mă bucur foarte mult că vă place seria asta în care facem tutoriale și chestii. Cam asta o să facem mare parte acum la început. Să vă arăt tuturor cum se fac anumite chestii. Sper eu că vă ajut. Probabil ați văzut deja episodul cu strugurii. Am arătat acolo totul cum se face. Băieți, dacă puteți să ghiciți ce s-a întâmplat mai înainte, ei bine, mi s-a blocat și mie jocul, așa cum ziceți voi toți pe Discord și peste tot, că jocul se blochează. Probabil asta este de la joc. Așteptăm un update. Aș vrea să fac un video mai detaliat despre chestia asta, dar nu prea am eu multe de discutat. Și da, suntem aici în ferm, hai să ne continuăm. Da, dă crash câteodată, adică crash. Se blochează imaginea, dar jocul rulează în spate. Cum ar fi, motorul se mai aude și chestii, dar se blochează imaginea. Și nu înțeleg de ce, probabil este de la joc, pentru că și cei de pe Google Play am văzut că se plâng, mi-a trimis un abonat niște screenshot-uri. Și da, se plâng cu chestia asta. Deci da, după cum vedeți, aici în spatele hambarului avem punctul ăsta și aici ar trebui să vă umpleți voi toate utilajele de care aveți nevoie. Acum noi avem această... acest planter, sau nu știu cum se numește mai exact, stai să ne uităm aici mai exact. Deci avem mașina de plantat, așa se numește. Așa. Și aici ar trebui să apară
Da, avem bifa asta, aici jos în dreapta, cum ar fi, apeși pe ea și aici ai mai multe chestii, ai semințe și apeși, hai să-l încărcăm, deci apeși pe el, se încarcă cu semințe și îngrășământ, după aia mai apeși încă o dată și apeși și pe îngrășământ și se încarcă și îngrășământul. După care îți faci treaba, după cum vedeți se umple jos aici, îmi ia și bani, deci au fost 648 și acum cât o să ne ia? Văd că nu mai scrie. A, 3840 de dolari. Deci da. Și ca să vă arăt că funcționează, o să dăm puțin aici pe teren, după care mergem și luăm și celelalte utilaje să vă arăt cum funcționează toată treaba. Stați că și ia zborul tractorul ăsta. E fain tractorul, îmi place. Wow. Ok. Se lasă și... vedem dacă merge. Da, bine, nu merge acum chestia asta că trebuie dat cu plugul sau cu cultivatorul înainte, dar merge ca idee. Deci de aici încărcați, văd că a venit și noaptea. Ar trebui să... ce frumos se aude din interior. Păcat că voi nu auziți sunetul, dar poate când o să facem upgrade la telefon celălalt o să se audă. Am vrut să fac ceva, dar nu știu ce, să dau timpul mai pe rapid, setări, îl dăm pe, sau mai bine facem altceva, îl dăm pe 2X și mergem și ne culcăm ca să fie zi, dar bine că am prins măcar pe noapte, am prins noapte pe video, deci acolo încărcați, o să mai venim și cu sprayerul să vă arăt că tot de acolo se încarcă, după care încercăm cu apa. Cu apa, nu știu dacă este de acolo sau trebuie să... bun. Da, și avem lanternă noaptea ca pe PC, foarte tare chestia asta. Și hai să dormim până la 8. Bun. Deci și asta este foarte tare cu somnul, că dacă tu, de exemplu, nu suporti să stai noaptea și să muncești pe teren, o să dormi și vine dimineața, n-ai nicio treabă. Așa. Hai să... vedem ce facem. Deci da, hai să mergem să vă arăt la showroom aici cum puteți să vindeți utilajele. Bine, e foarte ușor, nu este foarte greu, dar vreau să vă arăt eu ca idee așa pentru cei care nu știu. Și da, văd că s-a făcut septembrie. Foarte frumoasă mapa asta până acum, place foarte mult. O să mai facem clipuri pe harta asta momentan, dar o să facem și pe cealaltă, nu vă faceți griji, o să facem și acolo episoade. Și o să o explorăm, o să facem tot ce trebuie, dar mai am câteva clipuri de filmat pe asta. Momentan nu am explorat-o pe toată și mai vreau să facem anumite chestii, așa că nu ne grăbim, avem timp să ne bucurăm de joc. Abia s-a lansat, deci eu nu mă grăbesc nicăieri. Vă mulțumesc pentru tot suportul acordat la ultimele două episoade și nu doar, la toate episoadele din ultima vreme. Deci sunt uimit ce se întâmplă cu canalul ăsta. Mă bucur foarte mult, văd că sunt cam buggy texturile pe unele utilaje. Și hai să parcăm aici. Nu asta. Așa. Ok. Bun. Hai să scoatem tractorul de aici. Așa. Și acum dacă ne ducem aici pe punctul ăsta. Vedeți, ne arată aici utilajul. Are o lună, de când o avem deja a trecut o lună, așa vine în joc, văd, și valorează 55.000 de dolari ca și vânzare. Deci, și am vândut-o, gata, 55.000 și 8 am dat, 63.000, deci, da. Și bun, hai să luăm și celelalte utilaje să vedem care e treaba. O să luăm mai întâi remorca de... cisterna de apă, să vedem care este treaba cu ea. Sunt două posibilități, ori se încarcă din tot de acolo sau este vreun rezervor prin bază, ori se încarcă direct din râu. O să vedem acum pe cameră direct, pe video. Hai să o atașăm. Stați cu ochii pe canal că mai vine un episod foarte tare și nu știu exact dacă o să vină tot azi, dar nu cred. M-am gândit să pun câte un episod pe zi, dar dacă... o să vină câte două, sper eu că nu vă deranjează, probabil nu vă deranjează, dar
În mare parte vreau să postez un episod pe zi, nu vreau să spamez cu clipuri pentru că e urât, sincer, nici eu n-aș putea să... Bine, este un joc fain, nu zic nu, dar și eu dacă aș fi și aș fi abonat la cineva, nu mi-ar place să posteze non-stop clipuri sau mai multe clipuri pe zi, mereu, dar na, acum nu știu. Nu prea mă încadrez să postez două clipuri, după cum știți postăm după amiaza la ora 3, la ora 15. Bun, hai să vedem aici dacă se încarcă pe undeva, dacă nu, se încarcă direct de la râu. Bun, avem aici un rezervor, ăsta probabil este pentru realimentare. Bun, aici este de realimentare. Acolo avem pentru baloți. Și aici este pentru ierbicid. Îngrășăminte și chestii. Da, nu este aici. Ok. Azi ne uităm pe mapă. Așa. Unde avem apă pe mapa asta? Nu avem apă pe mapa asta? Oh. Deci aici avem spălătorie. Depozit de baloți. Casă. Așa. Aici este cu... Trei și cu dealea. Ok, aici era moara. Da, descoperim toți pe video acum, că nu știu nici eu de unde se încarcă, sincer să vă zic, adică abar n-am, aici este de lemne. Ok. O fi pe aici, ori este prin bază pe aici ceva, ori, nu știu, sincer să vă zic, nici eu. Am vrut să descoper o dată cu voi, că mi se pare mult mai interesant. Aici ce este? Aici depozit de baloți. Ok. Și aici? Depozit baloți și paleți. Ok. Dar nu știu unde avem noi... unde avem noi apă pe mapa asta. Stație de benzină, stație de încărcare electrică, supermarket, vânzare baloți, rezervor de fertilizator... Ce mai avem pe aici? Fabrică de biogaz de 500 de kW, biogaz, cereale, fertilizator, ok, rezervor de motorină, spațiu de depozitare fermă, spațiu benzină, stație de încărcare electrică, vânzare baloți, fabrici, animale, altele. Magazin de vehicule, spălătorie auto, comerciant de animale, depozit de baloți, casă de fermă. Habar n-am, băieți, unde e, chiar nu știu. Probabil dacă nu găsesc o să tai clipul și o să revin, dar cred că asta o să și fac. O să revin și când o găsesc, când găsesc locul, o să revin cu partea aceea. Așa că revenim. Da, băieți, mi-am luat o țeapă foarte mare. Nu știu și voi dacă v-ați luat când ați căutat, dar din păcate nu avem... modul acela cu apa în joc, adică nu putem să le dăm apă la animale și nu știam chestia asta, este ceva nou pentru mine pentru că în celălalt joc puteam, dar aici nu se mai poate. Bineînțeles că am cumpărat burnul acesta, hai să-l cumpărăm și aici pe video puțin să vă arăt că nu este. Aici cumpere animalele, bineînțeles că aici deschizi poarta asta și dincolo la fel, deci așa funcționează, după ce cumperi asta poți să deschizi porțile. Aici este șgheabul pentru mâncare, pentru hrană, ok, m-am învârtit pe aici, bineînțeles că ghiciți ce, mi-a dat iar s-a blocat jocul, nu mai puteam să mă joc, a trebuit să fac din nou nouă mapă pentru că aceea nu mai merge, era coruptă, nu știu ce se întâmplă, habar nu știu ce se întâmplă cu jocul, n-am mai pățit până acum și m-am jucat foarte mult de când l-am instalat și astăzi mi-a făcut figurile astea, nu înțeleg de ce, bun. Și cam atât, nu avem alte chestii pe aici, mai avem aici pentru punct de îngrășământ lichid și cam atât, nu avem apă, aici se deschide din nou, acolo avem îngrășământul solid și da, nu avem și gheap de apă și este destul de nașpa, sincer să vă zic, nu mă așteptam, dar nu știu de ce n-au băgat băieții chestia asta pentru că nu cred că era așa greu, aici iei laptele și cam atât, nu poți să faci alte chestii la... aceste văcuțe. Asta este, hai să vă arăt și ăsta. Am cumpărat și din nou aceste utilaje să vă arăt și cum se încarcă acest spreader.
sau sprayer, să zicem așa. Și da, mi-am luat puțină țeapă pentru că dacă intrăm în shop aici și intrăm la Animal, vedem aici simbolul de lapte. După cum vedeți, este acea canistră de lapte, nu ne arată și apa. Deci asta este situația, deci nu avem apă pentru animale în joc. Sincer, nu m-am dus să verific și la porci și la celelalte animale, dar cred că nu au nici ele pentru că nu avem rezervor de apă pe hartă. Iar pe mapa asta, pe harta asta, nu există niciun râu sau ceva de genul, cel puțin nu am văzut eu. Și da, e nașpa, dar asta este. Dacă așa au hotărât băieții, nu este nimic împotrivă, dar nu prea este realistic pentru că na, animalele beau apă, vă dați seama. Și asta este. Nu știu pe harta cealaltă dacă există sau nu, dar probabil că nu. Bun, și aici din nou, apăsați pe bifă, aveți ierbicid. A, deci asta este pentru ierbicidat. Protecția, da, deci este pentru ierbicid. Sunt sprayere, cred că le spune la astea. Și da, foarte, foarte tare. După cum vedeți, s-a încărcat și este full și acest rezervor. Deci de aici vă încărcați pe mapa asta. Pe cealaltă mapă, nu știu exact, nu am intrat să văd, dar probabil tot prin bază este ceva de genul. Și cam asta este toată situația. Nu știu cât de lung o să fie clipul, dar probabil a atins 10 minute, zic eu, de când mă chinui pe aici. Deci am ceva timp de când mă chinui. Tot m-am uitat, m-am dus pe acolo, m-am uitat pe mapă din nou, pe mapa asta de aici, m-am uitat în detaliu din nou să văd, dar nu am găsit nimic. Mă uitam, ce frate, ce se întâmplă? După aia am intrat în shop și am văzut acolo că este doar o canistră de lapte la fiecare trailer din ala, fiecare cisternă. Și hai să dăm aici puțin așa pentru ochi, să vedem și noi frumos. Și da, cam ăsta a fost episodul, după cum vedeți așa arată jocul pe grafica full la mine. Bineînțeles că se văd umbrele astea în lag, dar asta este, n-am ce să-i fac. Cam așa merge la mine pe Ultra. Dar da, mă mir cum de-l duce și nu dă crash, pentru că probabil la unele telefoane dă crash jocul când îl dai și nu duce. Dar am RAM destul și probabil de-aia nu-mi dă crash, dar mă enervează faptul că se blochează. A început și la mine să fac chestia asta, deci este de la joc, pentru că și cei de pe Google Play am văzut că au unei problema asta, deci este de la joc, așteptăm un update, poate o să rezolve băieții și o să fie totul ok. Bineînțeles că am văzut că erați mulți dintre voi frustrați pe chestia asta, că trebuia să salvați jocul foarte, foarte des și da, este destul de urât, dar asta este. Bun, sper eu că v-am ajutat cu acest tutorial în care v-am arătat unde să încărcați toate utilajele. Acolo găsiți și erbicid, și semințe, și fertilizator, totul este acolo. Bineînțeles, după cum ați văzut, apă nu avem în joc și nu înțeleg de ce n-au băgat asta, am mai zis chestia asta, dar chiar nu înțeleg, vreau să-mi spuneți voi în comentarii de ce credeți că nu au băgat băieții apă în joc. Bun, vă mai rețin să aveți o zi sau o seară faină în continuare, probabil eu o să postez episodul ăsta la 3 după amiază, după cum v-am învățat. Și până data viitoare, v-am salutat și numai bine, pa, pa!